aceeași îndurare, căci pentru toți muri pe cruce sus, în chinuri reci, în lovitura mare, Mântuitorul nostru scump, Hristos Iisus. Dar va veni o zi când trâmbițarea salvării pe pământ va înceta. Cel sfânt se va sfinți pe mai departe, cel întinat mai mult se va întina. O, prieten scump și frate de credință, îți place oare starea care o ai? Cum te va prinde oare ceasul vremii? Te îndrepți spre iad sau te îndrepți spre rai? Cel sfânt se va îndrepta atunci spre răsplată, sfințindu-se în chip desăvârșit. Cel întinat cu fapta întinată se va întina în chip nechipsuit. O, Doamne Sfânt, simțim că ceasul vremii grăbește tot mai tare pe pământ. Venirea zilei de pe urmă, așa cum spune Sfântul Tău cuvânt. N-am vrea ca să ne prindă ceasul vremii sub sarcina păcatului amar. Să nu ne fie prea târziu trezirea și alergarea toată în zadar. De aceea, Tată bun, acum cât harul lucrează mântuire pe pământ, ne dă puteri prin Duhul Sfânt în toate să ne sfințim și în fapte și în cuvânt. Amin. Amin.